Mărăela, de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepat cu partea sufletească a Șile. 1, 2, 3. O văd. Da, este ea. Avem și acord. O văd în energetic în prezent. O văd cum își desfășoară activitatea, viața, într-un chenar energetic. Într-un chenar limitativ. Viața din 3D. Da, chenarul. În chenarul energetic. Este 2D? Adică e ca un tablou? Sau... Nu, e în energetic. E, în... e o cușcă? Nu e o cușcă, e ca... O barieră așa în jurul ei, de jur împrejur, și când face acțiuni sau ia decizii în viață, nu trece de aceste bariere în jurul ei. Deci nu poate să treacă mai departe de atâta. Deci ca și cum o împinge înapoi, o împinsă înapoi. Deci chenarul pare că e pe pământ, pe terra, pe unde stă aici în energetic. Eu, dacă nu e cușcă, este o linie delimitată. O linie energetică. În... Da, energetică, pe orizontală. Da, în jurul ei. Jurul ei. Și este ca, ce formă geometrică are? Un pătrat? Un cerc? Un pătrat. Nu contează unde se află. Pătratul, ea permanent, pătratul se mută cu ea, da? Da, da. Bine. Ea îl percepe, sufletelul, pătratul ăsta, energetic, limitativ? Nu. Nu percepe. Simte doar obstacolele, limitările, problemele din fizic pe care, de care se lovește în situațiile de viață. Se simte blocată, doi. Se simte blocată, da? Simte asta. Da. Ce grad de conștientizare are aici? Doi. Suprață? 2%. Ok. De când se simte așa? Din totdeauna? Da, nu e prima viață în care are acest chenar. Deci nu e numai din viața asta? Nu. Așa. Și în viața trecută l-a avut începând cu 8 ani din viața trecută. De la 8 ani. Și în viața aceasta a venit cu el? Da. Ok. Hai să mergem din viața trecută, Ela, și să vedem acolo ce se întâmplă înainte de 8 ani. De ce apare acest chenar limitativ energetic? Număr de la 1 la 3 și mergem acolo. 1, 2, 3. Văd o văd în spital, a avut o operație. Da. Pe creier. Da. A fost aproape 3 luni, nu chiar inconștientă, dar semi. Ținută în semiconștiință, da.
Adică în comă indusă? Da, îi se inducea, îi se o trezea iarăși tot așa. Adică în sedată, Da, cum ar veni. da. Unde se întâmplă asta el? Și când? În Elveția. Da. 1925. Ok. Atunci era la început știința aceasta ca și operații, să zicem. Se practicau operații simple. De ce a fost operată? Ce a avut? Tumoare Da. care apăsau centrii nervoși și îi provocau probleme locomotorii și câteodată și de vorbire. Deci creștea. Da. S-a născut cu tumoarea aceasta? A venit cu S-a ea? născut cu un implant Da. care a fost pus în timpul sarcinii, pe la Avorta mamei. 7 luni, Da. Eteric implant. văd. Da, Da. da. Care apoi, organismul, în fizic, A să se somatizat bine, apere, da. da, somatiza și ca să se apere a format această tumoare Da. în jurul. Cine a pus implantul acesta? În câmpuri văd și Draco reptilien, dar și Alfa Draco și mai văd un Zeta aici în viața asta. Aici, asta trecută. Da. Și un Zeta. Și cine a pus implantul? Zeta. Zeta l-a pus. Ce s-a întâmplat în viața aceasta? Deci a făcut, a dezvoltat, creștea tumoarea, la 8 ani au scos-o chirurgical, a stat 3 Da, luni în până la comă. urmă, da. Până la urmă au eliminat tumoarea. Da. Și văd că de la 13 ani e relativ normală, duce o viață relativ normală. Deci operația reușită în fizic. 85%, da. A rămas cu unele sechele, dar relativ reușită, da. Bine. Cum pleacă din viața asta? Când pleacă? Și de ce? Pleacă la 31 de ani într-un accident Da. Nu era suficient în implantul, care așa. cade și dă cu Da. capul. Așa. De Se ce? lovește grav la cap. Da. Sechelele care au survenit în urma acelei intervenții, Da. văd că din când în când, Își pierdea echilibru. nu neapărat, da, își pierdea echilibru, dar începeau piciorul drept să tremure incontrolabil și mâna dreaptă și piciorul drept. Și acest lucru, când începea să îi se întâmple, trebuia să se așeze pentru că altfel cădea, se dezechilibra. Și văd că din cauza acestei probleme rămase, a căzut și s-a lovit grav la cap și a și Da. murit la 31 Ok. de ani. Cine a Și preluat? aici Așa zic. văd inclusiv problemă pe nervii musculari, văd că Da. a rămas afectată. La picior, pe dreapta, adică picior, Da, pe mână. partea dreaptă, nervii, mușchii începeau să tremure incontrolabil. Bine. Cine o preia după ce iese din viața aceasta? Toți ăștia cinci. Ăștia cinci. Da. Apoi ce se întâmplă? O duc În spital astral. direct. Da. Da.
Pe urmă, după ce îi reprogramează mintea și șterg anumite amintiri, o poartă printre vieți. Dar văd că ce a trăit în viața trecută, fibromialgia, care o are și ca diagnostic și în această viață, face punte cu viața trecută. Face punte, da, din viața problemele aceasta. De încredere, de care nu se poate controla, sau ce simt, ce simt, lipsa aceea de claritate mentală câteodată, sau ceață mentală, sau faptul că simțea că cineva o controlează, face punte cu viața trecută. Are din nou acel implant care l-a avut Da. și data trecută. Când a fost pus? A venit cu el? Da. În viața aceasta iarăși? Da. Așa. Trebuie să-l păstreze pe 5 ani, spune. Deci implantul e pe 5 vieți. 5 vieți. Scuze, da. Pe 5 vieți. Da. Ok. Apoi... Hai să mergem așa încet, trecem în viața aceasta. În viața aceasta, la 3 ani, cade de mână cu mama. E activat implantul. Da? Se dă Da. Cu capul, se lovește cu capul, ținută de mână, practic, se lovește cu capul de pământ, de așa. Și o zi, cel puțin, a fost avomat, s-a simt dusă la spital, țintă sub supraveghere, cu vomă, cu nu știu ce, apoi a început să-și revină. Ne Din spune. energetic a fost împinsă, Da. ca lovitura să fie puternică, pentru că în fizic ținută de mână nu s-ar fi lovit atât Da. de tare, dar Da. lovitura a fost destul de puternică, pentru că Cine a făcut asta? Zeta văd că a Tot acționat Zeta. și a activat implantul. Implantul e cel care este cel care generează acest pătrat care îi o blochează energetic? Nu implantul Nu. generează pătratul energetic, implantul îi controlează acțiunile, gândirea, situațiile, implantul, cadranul, pătratul e pus de entități ca să fie sigur că nu depășește acele limite puse de ei în acțiuni, dar implantul în gândire, în... Am și înțeles. ca să nu poată să perceapă multe, să nu înțeleagă multe, să Deci implantul ăsta n-aibă cum ai voință, să pătratul? n-aibă determinare. Pătratul e pe viața asta, pătratul energetic. E o măsură în plus. Luată de Pătratul echipă. energetic, nu, de viața trecută. A, de viața trecută când? Cam, de la 8 ani. De la 8 ani, atunci când a fost operată, Da. A apărut și pătratul. Și pătratul, da. Dar și implantul la cap a fost atunci, implantul l-a pus la 7 luni, dar pătratul energetic îl are de atunci, de la 8 ani. Atunci l-au format entitățile. De ce? Fiindcă i-a fost pus Independent de... implantul, Da. trebuiau să facă Da. altceva ca să o țină limitată sau cu Da, în da, plus. da, Era ca da. ceva în plus, ca o măsură în Deci a plus fost pentru... independent de implantul de la cap. Da, am înțeles. Dar cu ce rost pus? Și în viața aceea și în viața aceasta. Ca o măsură de siguranță pentru entități că nu depășește anumite limite nu se, ca să nu se poată manifesta? Da. Da. Ca să o păstreze în scenariu și ca să... Să rămână constrânsă, să rămână îngrădită. Mai avem aici, hai să ne uităm acum, că după aceea na, lucrăm și... situația din armată. În armată, a mers în armată și acolo a început să aibă niște crize din acestea de leșin cu dat pierderea cunoștinței.
și dat ochii peste cap. Au ținut toată armata, până la urmă mama a reușit cu medical ca să o scoată din armată. După ce a ieșit din armată, au dispărut și crizele. Aici a fost interferată În armată crize, nu doar da? de entități, ci și de entități, dar și activau implantul. Ah. Deci activau implantul care l-avea, da? Da, și a intrat în câmpurile ei, văd o entitate care s-a folosit și de implant, de aceea leșina, ca să-i scadă vibrația mult, să poată să intre în câmpurile ei și un fel de posesie, dar nu a fost compatibil cu ea, de aceea Da. leșina și cădea și Așa. Și de se aceea a plecat simțea și așa. entitatea, a părăsit tot după ce. Entitatea văd că e blocată în acel perimetru al unității. Ea doar Da. acolo își făcea activitatea, asupra celor veniți acolo. Și pe durata cât stăteau, apoi Da. pleca, ieșea sufletul cu om, cu tot și dispărea și efectul entității. Deci Ce văd este pe acolo, loc? da, entități ale unității. Ela, ia, uite-te ce te. Nu mi-e uscat gâtul și de aia. Ah, da. Ok, ce entitate e asta la unitate? Drăgușori mici, Draco reptilien, nu, Dracosus, Dracos. Dracos, da, mai micuțeni, nu-s Care ăștia mari. ce rol au aici? Te absorb energia celor care fac armată de frustrare, supărare, nesupunere, Oboseală, nesup, iritare, da. oboseală, da. De toate. Deși sunt și ei aici prezenți, că e Frica, de papă. frica de război, văd, frica Cât, mare. câți de ăștia sunt? Vreo 200. Oha. Deci 200 de draci mici Da. la unitate. Bine. Hai să vedem, Ela. Hai să-i facem să dăm conștientizare sufletelului ca să putem să lucrăm. Facem sfera informațională cu tot ceea ce noi știm. Și toate informațiile din conștiința adevărată a sufletelului și lei. Tot ceea ce a experimentat și are ca și informație în conștiința ei. Și o Da, dăm. primește. Ok, și spunem dacă începe, hai să și numărăm timp în care o desface. 1. 2, 3, 4, 5. E desfăcută. Citită informația. Da, începe să perceapă, să înțeleagă, să-și aducă aminte. Vede cadranul, Da. pătratul energetic, îl percepe, merge și pune mâna pe el și simte că o respinge, că o împinge. Da. Ce vibrație are cadranul ăsta? Joasă, Jos. Vreau să muncile uite, seci. să vadă și ce influență are, numai de barieră, minus cât ai zis, Ela? -20. Minus 20 are vibrația, da? Da. Are rol doar de barieră pentru ea. Da, să o respingă, să o țină înăuntru și să nu o lase să treacă de el. Influențele mentale le are implantul.
Deci, Da, am înțeles. acest cadran îngrădește Îngrădești. viața, situațiile din viață și să nu vadă ieșiri, să nu poată să ia decizii, să nu poată să acționeze. Îi ia forța, îi ia puterea. Deci e altceva. Asta vreau să spun. Face și altceva, nu numai de barieră, da? Da. Deci nu o lasă să simtă acea determinare. O și influențează într-o oarecare măsură, dar mai mult în situații, nu în în gândire, implantul care văd că acționează în direcția asta. Sau dă impulsuri către implant, deci îs la pachet. Bine. Hai să facă. Arată-i, vrei să faci tu ăla în mâinile tale, să generezi sau îi arăți ei să facă. Cred că e cel mai bine sufletul să facă. Dar îi arăți cum, între mâini, dezvoltă o vibrație de sens opus, egală cu vibrația acestei bariere, da? Dar de spun plus să-și dai 20. Lumină din pieptul ei, Da. Din energia proprie prin legătura cu sursa primordială divină. Da, și să dezvolte acea vibrație de plus 20. Adică de aceeași valoare și se contrar cu plus. Da. Și că după ce o dezvoltă, îi spui să o țină, o bagă în zid, și ține, dezvoltă în continuare, plus 20, plus 20, plus 20, plus 20, până când zidul, să zicem, se dizolvă sau începe să se creează o breșă, ceva, până dizolvă din el. Deci că trebuie să-l anuleze. Da? Da, a făcut deja. Și numeri tu. Îi numeri tu acolo, în energetic. Și hai să vedem ce se întâmplă. Reușește să dizolve zidul? A făcut deja 7 bile. Da. Nu, dar poate să țină mâinile în zid cu această frecvență, fără bile. Frecvență care o dezvoltă continuu. Dezvolt pentru că ea poate să genereze frecvența asta continuu. Și bagă mâinile în zid și vede ce se întâmplă. Dacă reușește să spargă zidul ăsta. Da, acum s-a spart. Da? Da. Ok. S-a spart tot? S-a spart. S-a dizolvat? Sau o breșă? A creat o breșă, iar așa. Pe urmă s-a dărâmat tot. Tot. Bine. Da. Hai să vedem cum se simte acum. Număr de la 1 la 3 și o lași să vorbească, stabilești legătură telepatică, protejată. Da. 1, 2, 3. Ia să vedem. Sheila? Da. Cum te simți acum? Un pic mai bine. Da. Poți să-mi spui acel implant care îl ai la cap, dacă îl localizezi, dacă îl simți? Pot să-l văd în câmpul energetic acum. Așa. Cum arată? E ca o bilă care are mulți țepi. Da. Iar în trei locuri e mai ascuțit, mai alungit. Un fel de o formă de triunghi, dar nu e triunghi. E o bilă mai degrabă. Totul așa. E rotund. Totul e rotund, doar că e mai alungită. Într-o parte, în da? Trei părți, da, puțin. Trei părți alungită, ok. Și atunci, uite-te ce face ăsta. Ce rol are? Ce fac țepii ăia? Ia, studiază-l un pic. Trimit impulsuri la mulți
centri nervoși, mulți neuroni, la acționează pe centri nervoși. Da? În ce fel acționează? Adică ce se întâmplă cu centri nervoși? Trimit impulsuri care câteodată îi opresc, câteodată accelerează un centru nervos. Și ce se întâmplă Formează gânduri, formează imagini induse de el. De implant. Da. Implantul ăsta... Dată parcă taie legături, taie... Fac să dispară idei din fașă și conexiunea prima dată și cu ea ideea, o idee bună sau o imagine bine. Da. Deci ți-o șterge, ți-o face să dispară, da? Deci când el cum funcționează dacă te uiți? Când tu ai o idee bună în folosul tău, ăsta imediat se activează. Da, și dispare ideea. Dar ia uite-te din afară, se activează singur, automat, sau cineva îl activează? Trimite unde și primește unde. Ăsta, dispozitivul, da? Deci el practic, iată, spă undele astea, citește undele. Bagă mâna într-o undele alea când le trimite și vezi ce trimite. Date? Informații, energie. Gie. Despre tine, la informații, mă interesează. Ce fel de informații? Cum gândesc, ce fac, ce vibrație am. Și unde se duc undele astea? Mergi pe unde? Vezi unde se duc? Unde cine le captează? Se ducea un pereți în acea barieră. În ăștia. Și pereții? Acolo se opreau. Acolo se opreau. În pereții absorbeau undele. Absorbeau. Și ce făceau după ce le absorbeau? Nu știu. Ia uite-te mai departe, în vechea situație, că poți să te duci în spate și să vezi dacă din pereții ăia cineva controla. Cui foloseau aceste date despre tine care le trimite? Văd niște ființe care stăteau în afară, care culegeau aceste date, informații și energii. Da. Culegeau și emoțiile. Ce sunt ființele astea? Câte? Câte și cum arată? 5. Par oameni. Ia atinge unul și citește informația și îți apare imediat ce este. Dar nu-i simt a fi oameni. Păi tocmai de aia ziceam. Parcă un costum de om pe ei. Parcă mâna într-un. Parcă sunt oameni goi, ca și cum ar fi o mască și pe dinăuntru e gol. Ia, bagă mâna într-unul și vezi. Îi citește ADN-ul dacă are și după ce, pe măsură ce tu citești, el își ia forma lui adevărat. M-a prins de mână, m-a oprit. Serios? Cum o să te prindă? Îngheață întâi. Tai legăturile, ia, facem altceva. Ia-ți lumină din pieptul tău. Cea mai înaltă scânteie, de vibrația cea mai înaltă pe care tu poți să dezvolți, ca bucată din sursa primordială a creației. Și fă o rază laser, o rază, și te învârți în jurul tău și tai toate stringurile, cu oricine și orice, în sus, în jos, în lateral. Tot ceea ce cade, îl pui în fața ta și îngheți. Au căzut niște cordoane energetice care duceau la ei. Duceau la aceștia cinci? Da. I-am îngheșat.
Da, îi pui în față și îi îngheți. Mai erau și alte cordoane? Da. Ia să vedem. Uite-te ce sunt la capătul celălalt de cordon. Mai văd unul. Mai e unul care e altfel ca decât aia cinci. Care duce undeva mai în A, un spatele cordon. lor. A, așa. L-ai tăiat și pe asta Da. și vezi unde duci. Ce e la capătul celălalt? Cine? Tot o ființă care e în Da. spatele lor. Da. Dar ființa e ca ăștia? Nu, puțin diferită. Atinge-o și pe aia și spune-i să-și ia forma adevărată. O lăcustă. O lăcustă e asta. Noi spunem mantid. Ok. Iar ăștia cinci, ce formă au luat când l-ai atins pe ăla? Reptile. Reptile. Cu costum de Iar umanoid. unul e ca un om mai înalt, subțire, ochi mari negri, cap alungit și piele gri închis. Asta e zeta ăla. Ia, vezi, are ADN zeta? Nu știu ce e zeta. E o rasă extraterestră. Blochează și pe ăsta. Deci toți blocați. I-am înghețat, cum ai spus. Așa. Ok. Acum, deci ăștia patru reptile și cu zeta luau datele acelea care le transmitea implantul, da? Din pătratul ăsta energetic. Ce făceau cu Da. ele? Unde? Le stocau, le analizau? Ce făceau cu ele? Spune că pe unele le analiza, pe unele le dădea mai departe. A, deci, ia uite, se mărește cercul. Uite-te cum le dădea mai departe și unde ajungeau mai departe. La șefilor spune. Unde sunt șefii lor? Tot aici, lângă unde stăteau și ei sau în altă parte? În altă parte. Da? Mergi ca o legătură. Pe legătura energetică cu șefii și vezi unde sunt șefii. Unul e pe o navă, Da. iar unul e minus 4. Minus 4. Ăla de pe navă e la fel? Aceeași specie cu ăla din minus 4? Nu, ăla de pe navă seamănă cu ce ai spus tu că e Zeta. A, e zeta, ăla e zeta, așa. Și ăla din minus 4? A, iar de asta. Ok. Acum, pe ăștia patru, de aici cu cel mai înalt, de stăteau în spatele zidului blocant, pătratului. Cine vrea să vorbească din ei? Întreabă-i. Care ia cuvântul? Întreabă că de ce ar vorbi cu noi. Pentru că spune-le că sunt în sfera ta energetică și sunt tu comanzi aici și vrei să vorbești cu unul din ei. A spus că pot să comand, dar Da. nu pot să-i forțez să vorbească. Nu? Păi de ce te-au forțat pe tine, ea întreabă. Ei de ce ți-au pus implant în cap, pătrat, blocant, culeg date, fără ca tu să știi sau să înțelegi sau să-ți fi dat seama? Ei de ce au făcut acțiunile astea? Pentru că au dreptul prin contract. Aflăm un lucru interesant, vezi?
Și tu ai dreptul tot prin contract. Tu n-ai dreptul prin același contract? Acum să te folosești de conștientizarea ta? Întreabă poate. Dacă e dezvăluie, nu se mai poate duce contractul la final, pentru că eu nu trebuie să fiu conștientă Am de ce înțeles. acțiuni fac ei, n-ar mai fi valabilă toată acțiunea. Pentru că n-ar mai putea o să o facă. Pentru că tu, fiind conștientă, n-ai să fii de acord cu ceea ce fac. E așa? Am fost de acord înainte să înceapă această Da. acțiune. Dar ți s-a explicat? Ce? În ce constă această acțiune? Spune că mi-au explicat totul la început. Da? Da? Vrei să mergem acolo înainte să semnezi contractul ăsta? Să vedem ce ți s-a explicat? Da, vreau. Mai ales că tu acum crești în conștientizare. Tu ai informații, ai desfăcut informațiile care ți le-am dat? Da, parte din ele. Ia, desfă-le pe toate. Număr de la 1 E la 3 și multă. înțelegi tot. E multă, dar acolo, aici, poți să obții totul în acum, imediat. Nu ești pe pământ. Aici ești suflet. Da? Nu ești limitată. Mintea ta nu e limitată. Hai să scoatem și implantul ăsta. Hai că poate ăsta mai face. E Cum îl scot? implantul acela, dezvolți. Ia, bagă mâna. Și citește ce vibrație are implantul acesta. Minus 18. Și vibrează la minus 18. Ai văzut, ai făcut deja. Dezvoltă în mâinile tale, între mâini, o vibrație de plus 18. În mâinile tale. Și bagă mâinile, prinde implantul în cap, între mâinile tale și dezvoltă, ține vibrația aceasta de plus 18 și spune-mi ce se întâmplă. Și uite, eu număr și de la 1 la 5, vedem ce se întâmplă. 1, 2, 3, 4, 5. Ce s-a întâmplat? Cu implantul. S-a dizolvat. Nu mai este? Nu. Ce simți tu acum? Cum te simți? Mai bine. Acum ziceam că mergem înainte și tu îmi descrii că tu știi înainte să semnezi contractul acesta cu ființele acestea. Și număr. Și mergem acolo. 1, 2, 3. Și îmi spui unde ești. Într-un loc unde văd lumină, nu văd pereți, nu văd margini, nu văd Da. limite. E o masă mai înaltă, Da. maricică, cu multe foi Da. peste tot, pe care mi le dă să le semnez pe fiecare în parte. Cine ți le dă? Oameni spun că sunt cei care mă ghidează în următoarea viață, următoarele acțiuni, următoarele împliniri, situații de învățat, de trecut, Da. cu unele suferințe pe care trebuie să învăț
să le asimilez și să le depășesc. Iar toate acestea vor genera o energie specifică fiecarei situații, fiecarei moment, pe care spune că eu n-am ce să fac cu acea energie, iar pentru că ei se ocupă, se îngrijesc de tot, să le o cedez lor. Iar tu? Deci ce ești aici? La masa asta? Ce formă ai? Din viața din care ai venit, ce ai fost? O femeie. Da. Dar asta unde ești? Înainte de viața pe care am descris-o noi mai devreme, când la 8 ani ai fost operată? Ești înainte de a veni în viața când ești operată, da? Da. Pentru că acolo începe. Și aici erai femeie și aici, înainte, da? Înainte ai fost femeie. E, vreau ca toată informația care tu o ai acum să-i o dai sufletului ca și femeie de aici, din față de la masă. Tot ce știi, ce ai, toată i-o dai acestui suflet, ce vei trăi, cum va fi viața în care tu semnezi că tot tu ai fost, dar erai înainte. Și ești de acord, înainte să fii de acord cu ceea ce îți pun, te pun ei să semneze acolo. Îi dai informația acestei femei, care ești tot tu de atunci, dar care tu de atunci, această femeie, nu are informația pe care tu o ai acum. De asta spun să-i dai toată informația. Da, i-am dat-o și-a luat. Așa, a luat-o. Bine. Și acum, femeia asta, uite-te ce se întâmplă cu tine la acel moment. După ce primește informația, după ce înțelege ce va urma să trăiască, ce va urma, ce îi se va întâmpla, semnând acele hârtii și cum va ajunge, deci pe 5 vieți, scrie hârtia aia care trebuie să semnezi pe 5 vieți, să vei fi blocată? Da, scrie. Și observi, da, că tu produci, ți-a spus, dar tu ai înțeles atunci, la momentul acela, că ai să produci o energie care, prin toate situațiile acestea și prin ceea ce vei experimenta, o energie care ție nu-ți trebuie, dar le trebuie lor. Da. Ai văzut? Care e scopul? Înțelegi acum care e scopul? A tot ceea ce ai semnat, a acelui contract, a acestor suferințe? Se pare că scopul e acea energie care o produc eu. Pe care o culeg ei. Ce fac cu ea? Uite-te acum. Tot timpul ce fac cu energia aceea pe care tu o produci și eu o culeg. O asimilează fiecare în parte, se energizează fiecare cu ea. Ai văzut? Reprezintă hrana lor. Cu ce, fără să primești informații, înainte să primești informații, după aceste experiențe, cu ce ai crescut tu, la ce ți-au folosit aceste experiențe din viețile acestea? Văd că mi-au slăbit energia. Am rămas doar cu informații din acele experiențe. Ce înseamnă suferința sau nepăsarea, indulgența, cum te comporți în anumite situații rău, astfel încât faci rău și altora. Și de ce faci asta? Cum faci asta? Și de fapt văd că totul e indus printr-un implant. Deci, de fapt, nu eu am făcut. Și de ce? La ce ți-au folosit Parcă aceste am fost experiențe? O păpușă. Exact. Și ți-au folosit la ceva aceste experiențe de suferință, de durere, căzături, operații, tumori, tot ce ai trăit. Ți-au folosit? Am văzut cum e să suferi. Cum e să suferi? Și la ce ți-a folosit? Cum e să suferi?
Nu știu. Nu știi. Îți spun eu. Ți-au scăzut energia și ai devenit mai inconștient, adică mai nu ai, ți-ai nu pierdut mai am conștiința aceeași de atâtea energie. ori, da? Nu ai putere. Nu mai toate acestea, cu orice preț le-au făcut ca tu să generezi acea energie cu care ei se hrănesc. Uite-te în viața de astăzi. În viața de astăzi, care tu ești Sheila. Uite-te ce ai trăit până acum, câtă bucurie, dacă ai avut bucurie. Pentru că orice suflet pleacă în experiențe cu multă bucurie și vrea să trăiască în bucurie. Vrea să se bucure de acele experiențe. Nu să le trăiască în suferință. Uite-te cu ce ai plecat tu, cu ce gând ai plecat în experimentare de la casa ta, de unde te-ai desprins, din sinele tău cel mai înalt. Ai informația, poți să accesezi tot. Face momente de bucurie, da, alături de familie, dar sunt, da, multe negrite, uh-huh, multe transformate. Și distorsionate. Da. Da. Vrei Cele să mai... mai multe sunt negrite. Negrite. De suferință. Vrei să mai semnezi contractul ăsta? Aici, cu ghizii ăștia? Dar înainte de să spun persoană. Întrebarea asta, dar vreau întâi să-i atingi pe ghizii ăia, oamenii ăia, cine sunt ăia, dă-ți dau foile, atinge-i și dă-le forma. Adică spune-le să-și ia forma, pentru că le citește ADN-ul. Sunt aceeași de mai devreme. Okay. Ai văzut? Spune-le că până aici le-a fost, acum ești conștientă. Ai toată informația, ai înțeles de ce au făcut toate lucrurile acestea, iar tu nu semnezi nimic. Nu semnezi nimic, ia-le masa aia, dă-le-o peste ochi cu ea. Nu e bine să faci așa. Am mars totul aici, am dizolvat totul. Iar pe ăștia, toți de aici, deschide un portal cu vibrație. Înaltă. Cât de înaltă poți tu? Cea mai înaltă. Și bagă. Deschid un portal de vibrație 200. Așa. Cum am stat eu în acel cadran. Acum să stea ei în acea vibrație. Bine. Bagă acolo. Vor să se ducă ea? Ce zic? Vor să meargă acolo? Nu. Spun că ei nu m-au omorât pe mine. Eu, dacă îi trimit acolo, ei vor muri. Păi mai rău, ei nu te-au omorât, ei te-au chinuit. Da? Iar tu cum să-i omori dacă îi trimiți în lumina adevărată? Dar nu cred că vor mori. Păi cum o să moare? Lumina? Ei se transformă lumina. Bineînțeles. Lumina nu omoară. Lumina dă viață. Îi bag pe portal. Bine. Și închide portal. I-am împins. Bine. Și acum venim aici și acum. De unde eu îți vorbesc? 1, 2, 3. Și uite-te dacă îi mai ai pe ăștia care îi blocase-i înainte. Nu, a mai rămas cea din spate. Lăcustă? Da. Lăcustă. Rămâne blocat așa. Uite, eu număr de la 1 la 3 și mă lași cu el, ca să continuăm să lucrăm mai departe, da? 1, 2, 3. Da.
Ți-ai curățat ela? Da, am tot gâtusca, nu știu Ia, de ce. uite-te. Ia, uite-te la gâtul tău. Intră acolo și vezi ce este. Mi-e iritat gâtul. Irita gâtul. Ia, pune lumină, o bilă, sferă luminoasă și pune și masează. Da. Hai să ceară el contractul cu Mantida. Da, cerem. Care Mantida, atât mai vreau să vedem, să vadă sufletelul, este cea care nu o lăsa să aibă o relație stabilă, să simtă o relație, să găsească pe cineva, pentru că a cunoscut destul băieți până da, acum. S-a și... conformat energiei barierei. Cere contractul cu Mantida și cere să-i vină toate contractele cu toate consiliile de încarnare de când a ajuns, a plecat sub dimensiunea, în experiențe, sub dimensiunea 5. Da. Și cu toate entitățile cu care a dat acorduri, a semnat contracte, a făcut făgăduințe, orice, individual, pe parcursul da, experiențelor. Toate, da. Cu copii, cu oglindiri, pe toate să-i vină. Da, tot ce știa sau nu știa și tot ce au încercat să ascundă, toate leardele, dizolvăle de creează. Acum cheamă și toate contractele să-i vină, care le-a făcut acorduri, înțelegeri, făgăduințe cu toate sufletele pe care le-a întâlnit prin experiențe și a co-creat. Inclus membrii familiei de astăzi, orice, oricine. Da, cu toți taie, dizolvă acorduri, permisiuni, promisiuni, jurăminte, contracte și karmă. Toate le dizolvă, eliberează pe toți, le trimite sfere de iubire și sfere informaționale, astfel încât să poată fiecare să asimileze astfel informația. Și hai să ne uităm, Ela, cu fratele, nu s-au înțeles, la tot timpul l-a pus la colț, l-a pus, e mai mic cu 3 ani, nu s-a înțeles cu el, nu l-a suportat. A fost o karmă între ei? Văd 4 vieți în care au experimentat dușmănie și ură. Și s-au dușmănit, s-au luptat unul cu altul. Bine. Ea a înțeles de ce, că să se uite, au informația și ea și sufletelul fratelui, de ce s-au comportat așa. Văd în acum energetic. Înțelege că sigur au fost controlați fiecare. Uite. După cum a văzut cum a fost controlată ea în situații, în suferință, în tot ce a simțit și a trăit. Vede acum în energetic că influențele au fost exterioare. Și vede și el, îi dă și lui. El are informația, a fost curățat fratele. Știe lucrurile acestea. Bine. Da. Deci dizolvă orice karmă. Da, le dizolvă, le decrează. Și-și trimit, se îmbrățișează și-și trimit multă iubire. Iubire, da. Cu mama, relație karmică? Relativ, pentru că aici văd din punctul ei de vedere, 2 vieți văd în care s-a dușmănit cu mama și fac punți legături cu aceasta, în care le-a adus împreună ca să vindece, să repare cele 2 vieți cu karmă create între ele din perspectiva sufletului și lei. Da. Ok. Dizolvă înțelege? Și crea totul, da. Anulează, decrează și se îmbrățișează, trimite multă, multă iubire.
Relația Mulțumește că e mamă și că păi... aș vrea să fie o mamă adevărată în această viață, în ciuda scenariilor care Exact. li s-au arătat. Da. Hai să ne uităm relația cu tata. S-au mai întâlnit? Aici văd 7 vieți Da. de atașament, Da. acel atașament în care să se caute, să se gândească mereu unul la altul și să se atragă. Pentru că și pe Mereu. astea, dacă se uită și înțelege, pe aceste corzi de atașament, aceste suflete erau, se atrăgeau unul pe altul Da. în experiențe viitoare și așa erau aduse. Da. Da? Și așa se găsesc mereu unii pe alții. Și vreau să vadă de ce îl simțea. Și la un fizic, zicea că îl simte pe tatăl, tatăl fiind plecat de acum 7 ani. Și e și eliberat, să se uite unde e tatăl acum. Îl chema Îl chema... de multe ori, da, și el mai venea. Mai venea. Sau Dar în ultimul... comunica cu ea. Dar Dar în... acum Da. nu e. Nu mai Îl este văd pentru... în 6 de. Ok. Deci tatăl l-am eliberat, s-a eliberat Da. și nu a mai venit de atunci pentru că Sheila ne-a spus că nu l-a mai simțit după acea sesiune. Da, îl văd în 6 de. Îl văd că îi transmite mereu iubire și informații. Ia să-l întreb. Poate să stabilească o legătură între ei acum? Telepatic. Da. Uite, are o întrebare și la tatăl avea niște bani când vânduse afacerea înainte să plece. Mama a uitat de acea casetă cu acei bani, și-a amintit după 6 luni. Când și-a amintit, a găsit caseta, dar banii nu mai sunt. Era o sumă considerabilă. Problema nu ar fi neapărat de bani, ci problema ar fi unde au dispărut. Dacă știe, i-a mutat de acolo în alt loc înainte să plece. Ce știe să spună? Spune că nu. Nu. Au rămas acolo. Nu i-a mutat. Știe că sunt acolo. Că sunt acolo. Bine. Acum hai să se uite și la... Bine. Să se... Brățișeze, lasă și spună ce au de spus. Da, se îmbrățișează. Și oricând se pot întâlni în dimensiuni peste 6, da? Acolo unde este citată. Da. Asta să știe. Acum, hai să se uite și la număr de la 1 la 3, Ela, și vede ce s-a întâmplat cu caseta și cu banii. 1, 2, 3. Un frate, a avut frate. Nu știu, da. Și un bărbat este, da? Da, un bărbat. Da. Ce faci? Un frate, spune frate, dar nu e da. Clar care frate, al ei sau al... A, spune și la, așa. Păi cum arată bărbatul ăsta, dacă îi vă uitați? Mai tânăr, mai în vârstă? Din spate nu-l poate percepe. Mai în vârstă, zic eu. Bine, hai să vedem ce face fratele ăsta. A luat treptat bani de acolo. Da. Știa de bani. Până când n-au mai rămas. Deci venea des. Era în casă, locuia cu ele, cu ea. O fi fratele. Nu neapărat să locuiască, dar venea, avea pleca. Acces, da. Așa. Poate e fratele. Fratele actual.
Frate, așa mi-a spus că e frate. Bine, ok. Și a luat, venea, lua sume de bani, pleca. Da, Cheltuia. Tot treptat a luat, da. Ce făcea cu banii? Unde îi ducea? Cheltuia, lua diverse. Da. Păi cheltuia, da, dacă e o sumă considerabilă, pe ce poți să cheltui dacă nu e niște obiecte de valoare, eu știu. Păi cheltui pe nimicuri. Nu poate să vadă pe ce și cum. Bine. Foarte bine, la. Întrerupem aici. Adică încheiem. Hai să vedem, mai e vreo entitate? Mantida de trimis. Sau a trimis. Și pe ea. Mâncă este, n-a trimis-o pe portal. Să rupă și pe contractele, le-a dizolvat pe toate, da? Da, contractele, și da. Mantida. Da, deschide portal și trimite și Mantida pe portal. Bine, implanturi mai sunt? Pe ăla l-am dizolvat de la cap? Sunt mai mici prin corp. Da. Da. Contractul nu l-a mai semnat ăla. Deci a deschis și a intrat pe o linie temporară nouă de la acel consiliu înainte de viața din Elveția. Da, dar înainte să facă asta a avut implanturi peste tot în corp. Văd. Bine, și nu s-au dizolvat? S-au dizolvat, ba da, s-au dizolvat, dar mă gândeam să spun unde au fost. Acum ne uităm, da, aici, da, așa, deci implantul. Gât, plămâni, prin mușchi, văd în brațe, antebrațe, mâini, degete, spate, abdomen, pe picioare, pe mușchi, deci mușchii peste tot văd ca da. Niște sârmulițe care se luminează și trimite așa impulsuri peste tot. Da. La picior? Adică ce e cu acea boala oaselor elastice? Aia e genetic, nu e implant. Da. E asta, genetic. Da. De la mamă? Da, pe linie maternă, da. O să dizolvăm oricum cu sfera generațională, da? La stomac și la ficat am mai văzut că avea. Da, da. Toate au fost dizolvate? Da, toate au fost dizolvate odată cu schimbarea liniei temporale în care n-am mai intrat în acel contract. Ok, acum îi spun să-și facă acea lumină pură din inima ei, pe care să o crească, să expandeze în tot corpul și să curețe, să purifice fiecare celulă, fiecare organ, fiecare sistem și fiecare funcție. Curăță tot capul, gâtul, umerii, brațele, mâinile, pieptul, spatele, abdomenul, mijlocul, organe genitale, picioare până jos în tălpi. Se curăță fiecare organ, fiecare celulă de toate amprentele energetice, rezidurile, urmele, efectele lor, oricare ar fi ele, de toate energiile stagnante, blocate, oriunde s-ar afla în corp și peste tot se pansează cu energie pură care vindecă, regenerează, echilibrează, armonizează fiecare celulă, organ, sistem și funcțiile acestora. Curăță, purifică energia feminină și masculină de toate amprentele energetice, programele curățate, purificate, le integrează în corpul energetic sexual. Curăță, purifică corpul mental și emoțional de toate programele, gândurile, ideile, amintirile, traumele, sentimentele, emoțiile, punțile cu toate celelalte vieți, toate legăturile cu toate celelalte vieți, amintiri sau traume, toate le dizolvă, le anulează, le decrează, scoate afară, dizolvă, decrează toată furia, tristețea, anxietatea, deprimarea, neputința. Ego. De unde venea ego ăla? Exacerbat. Era indus prin implant. Ah, ok. Bine.
și dezvoltat treptat. Scoate toate acele programe induse, Da. legate de ego și apoi auto-induse. Da. Rușine, vinovăție, remușcări, orice frică, toate fricile de orice fel, toate nerealizarea, neputința, neacceptarea, neiubirea, toate le anulează, le decrează, le disolvă complet și peste tot pune iubire de sine, încredere de sine, voință, curaj, determinare, un filtru al iubirii prin care să se poată exprima, să se facă înțeleasă și să filtreze toată informația și energia care vine spre ea, astfel încât să nu fie afectată de ce se întâmplă în jurul ei. Pune claritate mentală, discernământ, înțelegere, bucurie, fericire, echilibru, armonie, atragerea iubirii pure unui partener cu care să de dezvolte, noua vibrație, da? Da, pe care să cu care să dezvolte o iubire pură, înțelegere, comunicare, respect și împlinire și bucurie. Un loc de muncă, un job care să o facă fericită, împlinită. Apropo, i-a plăcut, ne-a spus, a avut multe, are multe diplome, a lucrat în medicină alternativă, cu mâinile, masaje, tot felul de, așa, ce ar putea, pentru că mâinile o dor acum, articulațiile nu mai poate să practice, ce ar putea să facă ceva care îi se potrivește sau poate să facă cu plăcere? Prima dată mi-a apărut cosmeticiană, dar a fost make-up artist, iar traducător. Da? Și acum nu mai e o meserie, cum să spune, la căutată, pentru că traducătorul este pe telefon mobil. Și resurse umane, îmi spune. Locuri legat de o primărie, văd, unde să se ocupe de relații cu clienții. Asta mi-arată. O instituție a statului mi-arată. Bine, undeva la stat, dar și aici, în sfârșit, depinde unde va lucra, ele vor să plece de acolo. Vor vedea, da? Bine. Ea nu neapărat trebuie să plece de acolo. A, bine, așa este. Bine. Hai să înlocuiască, Ela, toate cele programe ce le-a scos, că te-am întrerupt, cu încredere în sine, iubire de sine, iubire altor suflete. Toate le-a înlocuit. Armonie, echilibru își dorește. Și acum echilibrează toate corpurile energetice, mental, emoțional, energetic și energetic sexual, le armonizează prin lumină și iubire pură. Bine. Cum este acum sufletelul? Mult mai luminos, mult mai conștient. Da. Are deja, a crescut la 28% conștientizarea. Da. Și mai crește. Da, e în creștere, da. În creștere? Asta e conștientizarea sufletului. Urmează conștientizarea minții. Minții conștiente. Da? Trebuie să lucreze din conștient acum. Să scoată programe, să identifice obiceiuri, automatisme, programe nebenefice pe care le identifică din conștient. Pe care le scoate, nu le mai face. Încet, încet, o să vadă că o să reușească. Asta ca să nu aducă sufletul înapoi pe vibrații joase. Orice gând negativ care îi vine îl poate înlocui cu un opusul lui, un pozitiv. Și atunci astfel reprogramează mintea încet, încet. Da, dar întâi descoperă gândul negativ. Adică aici trebuie să fie conștientă, da?
conștiința Pe sau program sau să-l nebenefic. conștientizeze când devine Păi acel da, gând păi negativ da. și să-l înlocuiască cu Și să opusul lui înțeleagă pozitiv. că e negativ. Asta trebuie. Să înțeleagă, să conștientizeze, să-l depisteze și să și înțeleagă că acel lucru nu, gând, nu acționează în interesul ei cel mai bun. Da? Că altfel putem să înlocuim sau stăm tot timpul, sunt persoane care stau tot timpul și implementează gânduri de bucurie, de fericire, dar nu caută gunoiul din interior, doar stă în fericire și bucurie. Ce am făcut? În momentul în care un gând negativ îți vine și tu îl înlocuiești, de fapt îl transformi. Ai scăpat de cel negativ și ai scris cel pozitiv și cel negativ nu Dar va dacă mai nu fi. găsești, da, cauza, dacă tu nu înțelegi, tu nu realizezi ăla, îl dizolvi. El nu mai este, dar tu n-ai înțeles că ăla era negativ și ți era nebenefic. Atunci vei genera continuu de alea. Chiar dacă ăla dispare, că l-ai dizolvat cu lumina, cu energia fericirii, bucuriei. Dar tu continui să generezi astfel acele gânduri care tu le-ai generat, automatismele, mintea care funcționa pe acele programe, ea continuă să funcționeze. Asta vreau eu să înțelegem. Că trebuie să conștientizezi ce este negativ, ce tu generai, ce tu, cum tu funcționai, și să nu le mai generezi pe astea. Când ai înțeles că nu sunt bune pentru tine și pentru alții, atunci nu le mai generezi. Dar pentru început, sigur, funcționează și metoda asta. Important este să înțelegi că vin gândurile alea, să surprinzi mintea, să o surprinzi că ea funcționează pe acele vibrații și acele gânduri. Bine. Ai înțeles la ce zic? Da. Nu e suficient numai să le transformi în iubire și în lumină și în bucurie. Dacă motorul care generează gândurile alea, el generează în continuare. Da, ai dreptate. Da? Uite-te tu și vezi acolo. Adică, Da, practic, trebuie să tu pui oprești. o instalație. Bine, dar în Da. curățări elimini implantul, elimini entitățile, am elimini eliminat. cauza care Da? îți Dar induceau astfel de conștient, eu vorbesc de conștient acum. Conștientul continuă să funcționeze pe niște programe care și le-a format în zeci de ani și le alea rulează. Identifică și ale Da? Trebuie Da? Păi asta scoase, da. Da. Bine. Am echilibrat corpurile energetice. Da. Da? Este vrea să întâlnească cu sinele cel mai înalt? Da, vrea. Bine, număr de la 1 la 3 și merge. Se întâlnească cu sinele cel mai înalt. 1, 2, 3. Da, are un sine de 8. Cheamă și mintea, cheamă și corpul emoțional. Le curăță, le purifică și se unifică. Devine o conștiință unificată. Mai număr încă o dată de la 1 la 3 și mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Cei ce își caută matricea originală cu care a fost creată, o suprapune da. Peste matricea cu care vine din experiență și corectează toate codurile. Da, aduce la formă originală, curățate, purificate și le integrează. Ok. Apoi, hai să facă declarația. Declară aici și acum. Și pentru totdeauna, că anulează și decrează orice contract, înțelegere, promisiune, permisiune, acord pe care le-a făcut cu orice ființă, cu plus sau minus, pe orice linie temporală, adevărată sau falsă, sau în afara timpului, în orice loc, pe oriunde a trecut, fie corp ceresc cu plus sau minus, sau spațiu dimensional cu plus sau minus. Șterge toate amprentele de pe oriunde a trecut, cheamă tot ADN-ul care mai este împrăștiat, fragmente, îl purifică și îl integrează, scoate, dă comandă să iasă afară tot ADN-ul regresiv provenit de la entități prin hibridări și alte procese și îl arde. Da, are 8%. Da. Îl dizolvă, îl decrează și cu ajutorul matricii originale îl readuce la forma originală prin lumină pură.
Cheamă și toate fragmentele de ADN care mai sunt împrăștiate până la ultimul foton. Le purifică și le integrează. Retrage toată informația din orice bază de date, din orice bibliotecă akașică a entităților, din orice calculator cuantic și din orice creator. Și ce vrea să facă cu linia, experiența? Acum ai păstrat. Distruge. Hai să-și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Da, l-activează. Câte experiențe a avut pe pământ? 621. Și câte în univers? 7033. Experiență care a plăcut foarte mult, Ela? Pe Vega, spune. Da? Deci e ființă stelară? Stelară a fost și pe acolo? Da, a făcut parte dintr-o conștiință stelară. Ce a plăcut acolo? Vega și în ce dimensiune? În 6. Aici funcționa ca și conștiință, ca parte stelară. Din conștiința mare, da? Comună. Da, da. Și aici ce a plăcut? Dar era individualitate? S-a simțit individualitate? Individuală ca stea, nu ca nu, fragment. Nu ca fragment, ca fragment vorbesc. Nu. Și nu, acolo? Se simțea întreagă ca conștiință stelară. Care începea să dea viață, să controleze viața, să creeze viața. Totul e vorba de viață aici. Da. Deci cum să dea viață lumina și să o controleze. Să o mențină. Da, cu ciclurile ei, spune, planetele care se învârt în jurul stelei Vega erau controlate de energia ei, spune. Deci ea menținea în echilibru. Da. Un ansamblu. Da. Bine. Acum să-și facă bula de materializare pe care o umple cu lumina și iubirea sursei primordiale a creației. Aici își trimite orice proiect, orice idee care vrea să o aducă în manifestare, o susține mental și energetic, până când o aduce în manifestare. Ne uităm și noi la sferele noastre, la de manifestare, le concentrăm cu lumina și iubirea sursei primordiale a creației. Număr de la 1 la 3 și venim aici și acum, fiecare prin canalul ei de abundență benefică, pe care îl curăță, purifică, îl lărgește, astfel încât fiecare să permită să curgă abundența benefică în ea și peste ea. 1, 2, 3. Și acum tăiem orice legătură cu oricine și orice. Tot ce am auzit, ce am văzut, ce am investigat prin această sesiune, să-și decreeze, artă, anuleze cum vrea orice ritual care i s-a făcut religios sau nereligios, și orice ritual la care a participat, la parte al altora sau pe care l-a făcut altora din această viață sau oricare altă experiență. Da, toate le dizolvă, le anulează, le decrează. Și acum să facă sferele generaționale, două, pe care le trimite, câte una pe arborele genealogic din partea mamei și alta pe arborele genealogic din partea tatălui, dizolvă orice program care s-a transmis nebenefic de la înaintași. Da, dizolvă tot pe partea mamei, merge până la generația 8-a, iar pe partea tatălui până la 7-a. Ok. De asemenea, facem sfere informaționale și pline cu iubirea noastră tuturor și le trimitem tuturor sufletelor pe care le-am cunoscut sau nu le-am cunoscut, care vor să primească aceste sfere. Da, peste tot, tuturor sufletelor cu care a experimentat în toate viețile și din toate dimensiunile. Foarte bine. Și acum dăm cu bombe cu lumină pură
Și curățăm casele noastre, mașini, surse de venit, servicii, fiecare ce avem. Da, se curăță, se dizolvă toate amprentele energetice stagnante, blocate de peste tot, energiile stagnante, blocate de peste tot, toți egregorii de gânduri, vorbe, fapte, acțiuni se dizolvă, pereții se tapetează, podeaua, tavanul cu lumină pură, se închid toate portalurile impure de peste tot, entitățile le absorbe pe portalul ei. Foarte bine. Acestea fiind spuse, noi mulțumim sufletelui pentru această călătorie. Opresc aici.